Vă spunem tuturor un bun venit la adunare și vă invităm să deschidem serviciul divin din această dimineață cu imnul 457. Vin la Iisus azi, nu întârzia. Tatăl nostru bun și iubitor, care lucrești în înălțimile cerului, sfințească-se numele Tău. Venim cu capete plecate, Tată, să-ți aducem slavă, cinste și îndeoseb mulțumire, pentru că încă o dată ne-ai dat putere de a veni în locașul Tău. Îți mulțumim că încă o dată te-ai gândit să avem că noi avem nevoie de hrană, de hrana spirituală. Te rugăm frumos să binecuvântezi solul pe care l-ai trimis, să vorbească cu putere, ca de la tine, iar inimile noastre să fie deschise pentru a recepta acest cuvânt. Dar în mod deosebit să-l petrecem în viața noastră de zi cu zi și viața noastră să se vadă schimbarea de care avem nevoie. În numele și meritele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. 23 aprilie 2016. Aproape zilnic, undeva în lume, apar știri dezvăstătoare despre intoleranță, discriminare și persecuție. Analiștii specializați în descifrarea tendințelor geostrategice vorbesc despre acest lucru ca fiind un fenomen global în continuă agravare și extensie geografică. În România, ne-am bucurat de libertate religioasă în ultimii 27 de ani. Însă, ar trebui să accentuăm responsabilitatea care vine în urma acestui dar al libertății. Vorbind despre unitatea și libertatea românilor, poetul român basarabian Grigore Vieru spunea: degeaba a venit libertatea dacă frații nu se cunosc între ei. Punând într-un context al misiunii aceste cuvinte, putem spune că avem oportunitatea de a-i căuta pe frații noștri. Mandatul misiunii este cel care ar trebui să spună în valoare libertatea. Unitatea în misiune, întreirea credinței și a libertății ar trebui să fie prioritatea noastră. Cât mai avem de lucrat?
Cât mai avem de trăit în libertate? Inspirată de Dumnezeu, Ellen White scria: Standardul adevărului și al libertății religioase, ținut sus de întemeitorii Bisericii Evangheliei și de către martorii lui Dumnezeu în decursul secolelor care s-au scurs de atunci încoace, în această ultimă bătălie, a fost așezat în mâinile noastre. Răspunderea pentru acest mare dar stă asupra acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu o cunoaștere a cuvântului Său. Noi nu împlinim voia lui Dumnezeu dacă stăm în tihnă nefăcând nimic pentru a păstra libertatea de cunoștință. Printre noi trebuie să existe cele mai stăruitoare rugăciuni și apoi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. A trăi în libertate ar putea reprezenta o mare provocare. Să acceptăm provocarea lui Dumnezeu de a trăi pentru misiune. Rog diaconii să strângă zecimea și darurile. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru acest sabat minunat pe care ne-ai dat. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvintezi aceste daruri pe care ne le-ai dat. Îți mulțumim pentru puterea pe care ne-ai dat-o ca să putem să lucrăm. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvintezi aceste daruri și ca să ne ajuți ca prin aceste daruri să putem să te slăvim pe tine și să ajutăm pe cei din jurul nostru. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin. Bună dimineața! Bună dimineața! Povestea noastră de astăzi este despre o familie, o mămică, un tătic și doi frățiori, o fetiță și un băiat care au plecat la munte într-o excursie. Voi ați fost vreodată la munte? Ați fost la munte? Ați fost, bravo! Și fetița din familia aceea a aflat că munții în care merg ei, în munții aceia este ecou. Știe cineva dintre voi ce este acela ecou? Ce este?
Anemona, știi? Se aude încă o dată sunetul, bravo! Și haideți să vedem, când au ajuns ei acolo, au desfăcut cortul și mama cu fetița au început să pună masa. Și tăticul cu frățiorul, cu băiețelul, s-au dus să strângă lemne, să facă un foc, să se încălzească. Și în timp ce fetița punea masa cu mama, a început să strige, iuhu! Și ce credeți că s-a auzit? S-a auzit, iuhu, din munți. Și atunci a spus, super! Și s-a auzit încă o dată, super! Și nu mai putea de fericită. Chiar atunci a venit tata cu frățiorul ei, cu brațul plin de lemne. Și fetița a spus frățiorului ei, am crezut prima dată că tu îmi răspunzi, că tu strigi iuhu și super, dar mi-am dat seama că sunetul vine de acolo, de departe, și voi erați aici aproape. Și tăticul ei a început să glumească și a spus așa, păi tu știi că acolo este un ecou mic care locuiește și tu te-ai împrietenit cu el cumva? Și frățiorul, care era puțin mai mare, a spus, nu, tati, sunetul se lovește de munți și se întoarce înapoi. Și atunci tăticul i-a spus un lucru foarte interesant. A spus așa, știți că și voi puteți să fiți un ecou pentru Domnul Iisus? Știți cum? Știți cum puteți să fiți voi un ecou? Știți că sunt oameni și copii care n-au citit niciodată Biblia. Și dacă se uită la voi, care ați citit Biblia și veniți la biserică și vă văd pe voi cum vorbiți și cum vă comportați, voi puteți să fiți un ecou al cuvântului lui Dumnezeu, da? Voi să vă comportați întotdeauna așa cum s-a comportat Domnul Iisus, să fiți buni, să vă ajutați unii pe alții, da? Să faceți bine la cei din jurul vostru și atunci veți fi un ecou al lui Dumnezeu. Să vă ajute Domnul în toată viața să rămâneți așa. Amin. Oh.
Pacea Domnului. Hai să cântăm această cântare în românește, prima și ultima strofă în 361. Să cântăm împreună această cântare. Doamne, doar voia ta să se împlinească în viața mea. Tu ești dolarul, eu tu fratele mei, în acest moment vrem să intrăm la subiect nostru pe care noi avem în dimineața aceasta. Dimineața când noi am discutat împreună Roman capitolul 1, versetul 18 până la 32. Când am discutat dimineața, am vorbit despre oameni care vor fi mântuiți. Și am descoperit din Biblia că dintre oameni care vor fi mântuiți va fi și tribul lui Ruben. Amin. Și tribul lui Ruben va fi găsită acolo, nu pentru că a făcut toate lucrurile care a fost bune, dar pentru că chiar dacă a făcut lucrurile care erau rele, dar la timpul de criză, el s-a ridicat și avea cercetare de inimă și datorită lucrurilor acestea, tribul lui Ruben va fi găsit în 144 de mii. Aceasta nu înseamnă tribul lui Israel natural sau tribul lui Israel trupest, dar aceasta vorbesc despre tribul lui Israel spiritual. Nu știu dacă este clar. E clar aceasta. Cu alte cuvinte, și tu și eu, dacă noi vom alegem să fii copii al lui Dumnezeu în timp de criză, să stăm statornic la principiu, chiar dacă noi am căzut înainte,
Dumnezeu este gata să ne primește. Amen? Lucrul acesta trebuie să fie foarte clar pentru noi. Subiect pe care noi avem în această dimineață, în primul rând, înainte să intrăm la subiect, vreau să cere trei lucrurile. Una, să închideți telefoanele, mai ales tineri. Închideți telefoanele. Amin? Nimeni nu este supărat pe mine. Amin? Ok, a doilea lucru, rugați-vă pentru mine, că noi studiam acest subiect foarte, foarte important, greu și greu. Mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să înțelegem subiectul acesta și să vedem unde noi cadrăm în acest subiect. Amin? Subiectul acesta afectează pe părinți, pe copii, pe nepoți. Vreau în această timp, frate mei, să citim împreună în cartea lui Roman, capitolul 1, versetul 18, mai jos. Ce spune Biblia? Te rog, citește foarte clar ca un proroc. Ascultați, asta vorbesc despre ce va fi în zilele de pe urmă, înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, uitați, frații mei, Satana știe foarte bine că timpul lui este foarte aproape, este scurt. El știe. Și de aceea, pentru că el știe că timpul lui este foarte aproape, el dublează eforturile să ține pe oamenii nepocăință până Hristos va termina lucrarea lui în favoarea oamenii în ceruri. Uitați ce este scris. Hai să citim împreună, rapid și clar ca un proroc, da? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, da? Care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Ei, înnăbușă ce? Adevărul în nelegiuirea lor. Ok, haideți împreună. Aha. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, okay. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Da. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Da. Așa că nu se pot dezvinovăți. Haideți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, da? Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Ok. Aici noi vorbim despre lucrurile care se întâmplă înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ellen White a fost arătat același lucru, că aceasta păcatele pe care noi acum citim vor exista mai ales scurt timp înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. De aia m-am simțit și dimineața când m-am trezit și m-am genuncat, am pus înaintea lui Dumnezeu. Am fost tare impresionat ca subiectul acesta să fie prezentat în această biserică. Nu știu cine are nevoie de subiectul acesta, dar dacă tu ai nevoie, slavă Domnului, atunci este timp pentru tine să lua acum timp să întoarce înapoi la Dumnezeu. Amin, frații mei? Pentru că singura metodă de scapare este doar când noi găsim locul de siguranță în Domnul Iisus Hristos. Nu există altceva. Vă rog, mi-ar plăcea orice tiner să fie foarte atent. Dacă altă dată putea să dorme astăzi, chiar dacă vine somn, roagă că, Doamne, eu nu vreau să dorme astăzi. Amin? Și pentru că lucrurile acestea sunt foarte important, vorbim despre lucruri care se întâmplă astăzi. Subiect pe care discutăm acum este subiect care este numit problemele ai masturbare și pornografie în generația noastră. De ce am ales să vorbesc despre lucrurile acestea? Mai bine să spun așa. Într-o zi, Ellen White împreună cu James White a fost trimis să merge, să vorbește, să se roage pentru cineva care a avut problema de genul ăsta. Și când a mers acolo și să se roage, a ajuns la loc, s-a rugat pentru persoana aceasta. Era un bărbat, cum se zice, care a fost tata casei. Și când s-a rugat, în noaptea a mers și a dormit. Și în noaptea aceea, Dumnezeu a vizitat pe Ellen White în vis. Și mesajul a fost să nu mai pierde timp cu rugăciune pentru omul astfel de om. Pentru că deja are problema cu masturbare.
și nu mai pot să fii ajutat. Dimineața au trezit, a mers acolo și omul a venit pentru rugăciune. Dimineața. Și când a venit, a întâlnit cu Eleanor și James White și în această timp ea a spus, am primit mesaj de la Dumnezeu că pentru tine șansa nu mai este. Nu mai pot să înalți rugăciune pentru tine. Domnul mi-a zis să nu mai pierde timp cu tine. La altă timp, era cineva care a murit de boală și când a murit de boală, predicator ridica și spunea, omul acesta a fost un om bun, vorbea toate lucrurile bune despre omul acesta. Dar în această timp, în noaptea, Ellen White a primit vis. Și a primit vis că omul acesta a murit. Boala pe care el a avut era problema cu privire la masturbare și cerul nu va fi murdărit de astfel tip de oameni. Omul acesta nu va fi mântuit. Când am uitat la lucrurile acestea, eu nu pot să uit într-o dimineață când m-am trezit tulburat de acest subiect. Am trezit și am chemat pe băieți și am început să vorbesc cu ei. Și am început să caut toate citatele care vorbesc despre lucrurile acestea. Și de aceea, când am uitat, am fost așa de tulburat, în așa fel că când am chemat pe băieți, am vorbit cu ei cu toată seriositate. Parcă Dumnezeu arăta mie lucrurile care trebuie să fie vorbit în asemenea timp ca timpul acesta. Într-o zi, am întâlnit cu tineri, era doar băieți. Am avut un timp de rugăciune. Și când am avut timp de rugăciune, am chemat, am simțit Dumnezeu, spunea la mine, du-te să spune la băiatul aceasta, vine la tine, să se roage împreună cu el. Am chemat pe el, am genuncat, era în pădure, am genuncat, m-am rugat și am întrebat pe el, spune mie, care este problema al tău? Ce vrei ca noi să înălțăm înaintea lui Dumnezeu? Și el zice, am problema cu pornografie. Și la început, înainte să spune lucrul acesta, a început să plânge hohot. Și când am uitat la lucrurile acestea, am descoperit că nu mai este un lucru pe care noi putem să punem sub preș. Preș, nu știu dacă este corect, preș. Nu mai este un lucru pe care noi putem să ascundem. Mulți dintre părinți nu știu ce problemă pe care copiii noștri au astăzi. Și satana face orice lucru să ține pe copiii noștri în această tip de păcat și să pierde împărăția cerului. Am descoperit că și clasele mai mici ai copiii noștri care merge la școală au această problemă. Și datorită această problemă, m-am decis, după ce m-am rugat dimineața, să vină să vorbesc despre lucrurile acestea, să spune, oameni buni, dacă încă tu ca tineri poți să fii tineri, am întâlnit nu numai cu această lucrurile, am întâlnit cu una dintre băieți, când am uitat la el, ochii lui era slab, fără vlagă de tinereți. Și când am uitat la el, știi, era numai așa. Am uitat și am vorbit cu el, am discutat cu el și când deschidea gura lui, știi ce iesa de la el? Era, cum se zice, înjurătură și cuvintele aspru, bum, 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 și pune întrebări. Care este problema? Și când am început să vorbesc cu el, el spune, am început problema aceasta când era 15 ani și acum sunt 30 și ceva de ani, nu mai pot să scapă de lucrul acesta. Ce să fac? Băiatul acesta era băiat care merge la biserică. Este subiect care este rușinos să nu spune nici la părinți. De aia am zis, mulți dintre părinți nu știu ce problemă pe care copiii noștri au. Și datorită aceasta probleme, unii dintre copiii noștri nu vor intra în împărăția cerului, dar datorită aceasta problemă, mai bine să continuă să arată lucrurile acestea. Iarăși, când am studiat lucrurile acestea, am descoperit, sora White scrie așa, și copiii mici, începe când încă ei sunt mici, cu această problemă. Și problema este pentru că părinți a fost obișnuit cu această tip de viciu. Și după aceea lucrurile acestea sunt moștenit de la copii, de la părinți, la copii. Și când ajungi la copii, copii nu mai știe ce să faci. Ei spune, mai bine să faci aceasta. Am fost în Anglia câteva zilele trecut și era discuția între tineri la această conferință de telefon.
Și când ea îi discuta, ea îi spune, care este cel mai bun lucru? Să comii să adulteri, să culca cu fetele, cu băieți, sau să comii să, această viciu? Știi ce răspuns a fost dat de tineri? Mai bine să comii să această viciu. Cel puțin nu am culcat cu cineva. Și dacă nu există cineva care va spune stop, sunteți deja pe drum spre pierzare. Copiii noștri vor fi pierduți. De aia, frați mei, când noi citim în cartea lui Roman, capitolul 1, versetul 18 până la 32, una dintre lucrurile care sunt puse acolo este homosexualitate și lesbianism, care sunt pus ca niște păcatele ai Sodoma și Gomora, care vor fi găsite în zilele noastre. Site-urile pe care copiii sunt interesanți să urmărească, lucrurile pe care ei vede pe telefon, sunt lucrurile pe care Dumnezeu, dacă ei putea să vede ingeri care notează toate păcatele pe care ei face, ei putea să fie rușinos. Dar el nu ai scrie. Oricine care are acest tip de viciu, nu vor, cum se zice, nu vor opri, nu. Nu vor odihni până va fi sigur că acest tip de păcat este transportat și transmit la alta tineri. Cu alte cuvinte, nu este tip de păcat care poți să spune, oh, acum am păcătuit, asta este problema al meu. Nu, este problema care poate să merge foarte departe. Lăsați să citesc această pasaj din Spiritul Profetic. Vreau, frații mei, noi să înțelegem ceva. Dumnezeu spune așa, te rog, citește aceasta, care sunt atacurile lui Satana acum? Asta este în cartea Îndrumarea Copilului, pagina 440, paragraful a 5-a. Uitați ce este scris. Seva Domnului a fost arătat lucrurile acestea. Uitați ce este scris. Aha. Atacul lui Satana asupra tineretului. Hey. În aceste ultime zile, lucrarea specială a lui Satana este de a lua în stăpânire mintea tinerilor, hey, de a corupe gândurile și de a aprinde poftele. Deoarece el știe că făcând astfel, poate să-i conducă la fapte imorale, hey, și astfel toate facultățile nobile ale minții vor fi pervertite, iar el poate să-i controleze și să-și împlinească scopurile lui. Ascultați-mă, frații mei, scopul lui Satana în generația aceasta este să mergi, uite, când eu uite la tineri care sunt aici, pot să vede predicator, pot să vede misionar, pot să vede oameni care vor lua cele trei solie îngerești și să predice la toate lumii. Și Satana știe foarte bine. Ascultați-mă, frații mei. Voi știți că dacă tinerii noștri putea să sta la adevărul și să spune nu la păcatul și să nu fie copii care sunt, cum se zice, navalni ca apele, dacă ei putea să sta la adevărul, vreau să spun, frații mei, lumea aceasta ar fi întors, nu știu cum pot să spun aceasta, sus în jos sau jos în sus, undeva. Cu alte cuvinte, ei pot să schimbă toate situația ai lumea aceasta. Oamenii care face război în lumea folosesc tineri. Voi știți ce se întâmplă cu musulmani? Cine sunt, cum se zice, care sunt înrolați în această armată? Cine? Tineri? Ei știe că dacă tineri pot să vină, tineri, dacă tu spune, merge acolo, există bombele, nu are nicio frică, merge cu bombele. Și Satana știe foarte bine, dacă el poate să face pe ei, acum ei să fie distrus în mod proprie, în mod singur. Dacă ei pot să fie distrus, Satana știe, oamenii aceasta nu vor putea să deschide gura să spune, acum, Doamne, vreau să predică Evanghelia lui Hristos. Am crezut că problema aceasta este doar problema ai bărbați. Dar sora White a fost arătat, este problema și ai fetele. Și datorită lucrurile aceasta, viața de creștin, lucrurile de creștin nu mai sunt interesante. Atunci oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu câteva momente, impresionat câteva momente, când placa, când merge înapoi acasă. Lucrurile s-a schimbat, s-a terminat. Uitați ce este scris, hai să citim împreună cum este scris aceasta, păcatul în acest timp. Da, Îndrumarea Copilului, pagina 440, paragraful 2. Aha. Imoralitatea, păcatul deosebit. Da. Un tablou teribil al condiției lumii a fost prezentat înaintea mea. A fost prezentat înaintea Ellen White. Aha. Imoralitatea abundă pretutindeni.
Ea este păcatul special al acestui veac. Hey. Niciodată viciul nu și-a ridicat capul deformat cu așa îndrăzneală ca acum. Ca acum! Aha. Oamenii par să fie amorțiți, hey, iar cei ce iubesc virtutea și bunătatea adevărată sunt aproape descurajați de îndrăzneala imoralității, hey, de tăria și răspândirea ei. Satana știe acum, niciodată problema aceasta nu s-a ridicat capul. Cum este astăzi? Și Satana știe, acum noi suntem aproape la sfârșit. Și când el știe, noi suntem aproape la sfârșit, părinți și copii nu mai știe cum pot. Exemplu, uitați, frații mei, eu sunt aici, băiatul meu este aici, lângă mine. Problemele lui mai grav nu pot să spune la tată. De ce? Pentru că el crede, dacă tata știe că am acest tip de problemă, ce vor gândește despre mine? Problemele de genul ăsta, copiii noștri nu vin la părinți să spune, tata, mama, ajută-mă, am o problemă. Ei face toate ce este posibil, să ascunde. Fără să știe că ei ascunde problema care într-o bună zi va explodeze și nu va mai fi calea de întoarcere. Vreau să spun, frații mei, în primul rând, trebuie să acceptăm că există această problemele și în bisericile noastre. Nu știu dacă m-ați înțeles, frații mei, m-ați înțeles? Vreau noi să mai bine să explice, mai bine să citesc această pasaje, care arată că această problemă este găsit și în mijlocul nostru. Vreau să citesc această, citesc această din pagina 442. Ascultați, da? Mi s-a arătat că persoane cu o comportare în aparență bună, hey, care se țineau departe de celălalt sex, erau vinovați de practicarea viciului secret al masturbației aproape în fiecare zi a vieții lor. Hey. Nu se stăpâneau de la acest păcat îngrozitor nici în timpul cele mai solemne adunări. Ei au ascultat cele mai impresionante și mai solemne predici despre judecată, și? Care păreau să-i aducă în fața tribunalului Dumnezeu, da? Făcându-i să se înspăimânte și să tremure. Aha. Totuși, abia dacă trecea o oră și ei se angajau în păcatul lor favorit, care i-a vrăjit, profanându-și propriile trupuri. Stop! Întrebarea este, oamenii aceasta merge la biserică, da sau nu, spuneți mie? Alo? Da! Întrebarea este, oamenii aceasta ascultă mesajul lui Dumnezeu, da sau nu, tineri? Ascultați, 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 tineri. Întrebarea este, oamenii aceasta ascultă adevărul lui Dumnezeu la biserică, da sau nu? Da! Dar după ce ei au terminat, ascultați câte de periculos este acest tip de păcat. După ce ei au terminat să ascultă lucrul acesta, ei când pleacă înapoi acasă, habar numai ora s-a trecut, ei sunt găsiți încă o dată. Băieți, 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 să fiți atenți. Încă o dată sunt găsiți încă o dată cu același păcat. Și se pune întrebarea, cum am ajuns în această problemă? Problema este, ei nu mai pot să scapă. Dar când lucrurile acestea se întâmplă, ele nu ai scrie, părinți, nu știu, sunt adormit. Când ei vor trezit, vreau să spun, ascultați-mă, frate, știi ce? Vreau să spun lucrurile, ce se întâmplă mai multe ori la părinți. Dacă eu vede că Simba nu are această problemă, Niașa nu are această problemă, știi ce normal ce se întâmplă cu părința aceasta? Ei spun, a, ai văzut, astea sunt păcatele lui, fratele cu tare, cu tare, uite, el nu știe să antreneze pe copii. Vă rog, taci din gură. Pentru că nu știe când Satana va viziteze și pe familia ta, amin? Nu știe? De aia acum este timp pentru noi ca părinți să genunchează, să merge înaintea lui Dumnezeu, să spune, Doamne, ai milă de familia mea, amin? Să există rugăciune de dimineața, rugăciune de seara, ca familiile noastre, copiii noștri, să fie protejat de Dumnezeu. Celor care vor să fie căsătorit. Eu știu că în câteva zile Oana va fi mireasă. Lucrurile pe care vorbim acum sunt lucrurile pe care trebuie să fie gândit acum. Se spune, pentru mine să am familia curată, părinți trebuie să fie curat. Amin? Părinți trebuie să fie curat. Acum eu uite la tineri noștri cu acest tip de problemă. Eu pun întrebare. Cum
va fi cu copiii lor. Nu ați înțeles. Dacă copiii noștri au problema aceasta, ce va fi cu copiii lor? Una dintre lucruri care sunt foarte tulburătorii este aceasta. Când tata și fiul uită la același pornografia împreună. Întrebarea este, cine va ridica să spune copilaș, ce tu faci aceasta, nu trebuie să fii făcut. Dacă tata are același problemă și copilul are același problemă, oameni buni, eu știu, subiect de astăzi nu este așa, care este foarte, cum să zice, interesant. Eu știu, este tulburător, dar te rog, ascultați cu mare atenție. Este problema care este la ușa. La Africa noi spunem, este mai ușor să lovește pe șarpe care este în curte decât să lovește șarpe care a intrat în casă. Acum pot să spune cu îndrăzneala, cu siguranță, că acum aia șarpe care a fost în curte, acum a intrat în casă. Oameni cu cravată, cu aspectul foarte plăcut, când uită la el, pot să spune, asta este Domnul cu adevărat. Fără să știi că în timpul lui particular au această tip de vici. Într-o zi, vorbea cu alt tip de tineri. Asta un tiner, era un tiner care a fost, când am uitat la el, putea să aibă mila de el, dar satana nu are mila de oricine. Și tinerea aceasta, când discuta cu el, spunea, știi ce, am mare problemă, problema mea este același lucru problema. Pornografia, masturbare, asta este problema. Am discutat cu cineva, cu familie. Ascultați-mă, frați mei, de ce spune lucrurile? Vreau numai ca noi să înțelegem. Discutam despre lucrurile care se întâmplă astăzi. Are familie, predică bine. Și când am discutat cu omul aceasta, venea la mine să spunea, vă rog, fratele meu, oare nu am ajuns la păcatul împotriva Duhul Sfânt? Și spunea lucrurile acestea. Și după aceea am mers, am găsit timp, m-am rugat împreună, am găsit timp să vorbesc și cu familia, am avut timp împreună. Vreau să spun, frații mei, avem problema care astăzi tulbură poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu încă vrea ca poporul lui să fie mântuit. Întrebare, oare există soluția pentru această problemă? Psalmul 119, versetul 9. Hai să citim împreună. Psalmul 119, versetul 9. Ce spune Biblia? Hai să citim împreună. Singura calea de scapare. Singura calea de scapare. Ce spune Dumnezeu? Hai să citim. Aha. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Da. Îndreptându-se după cuvântul tău. Biserica, amin, frații mei. Amin. Care este soluția? Înapoi la cuvântul a cui? A lui Dumnezeu. Nu există altă calea. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Asta Biblia, care arată neinteresant. Pentru tine să scapă din această viciu, merge înapoi. În fiecare dimineață, lua Biblia să nu doarme până tu vei citi cel puțin un capitol. Amin, frate mei, amin? Din această carte. Roagă-te, plânge înaintea lui Dumnezeu. Se spune, Doamne, nu pot să scapă de lucrul acesta. Ajută-mă, părinți! Adunați împreună, tata și mama, rugați-vă, moment când voi ați descoperit că copiii au această problemă, rugați-vă nencea, mai bine să postiți. Ellen White scrie că această viciu este așa de greu de a lăsa, este mult mai ușor să lasă tutun și alcool decât să lasă această tip de viciu. Am descoperit că oameni care au problema cu tutun, este foarte greu pentru ei să lasă această lucru datorită nicotin. Dar Ellen White scrie, această problemă are așa de grav, cum să zicem, cum pot să spunem, nicotin, da, dependență, da? Și când tu ești dependent de lucrurile acestea, este așa de greu de a lăsa. În așa fel că se lasă tutun și se lasă alcool, este mult mai ușor. Rugăciunea mea este aceasta, nasna trebuie să fii mântuit. Amin? Tinerii noștri trebuie să fii mântuit. Mi-ar plăcea în acest timp ca
ca un tiner cineva să aude glasul înainte să fii prea târziu. Amin, frații mei. Înainte de a fi prea târziu. Pentru că lucrurile de păcatele acestea nu sunt făcute în public, sunt făcute în locul ascuns. Tu trebuie să lua această, cum se zice, site-urile pe care tu ești obișnuit să viziteze. Te rog, oprește-te în numele lui Hristos. Amin? Oprește-te! Ioan capitolul 1, 29 spune, iată miel lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Singura scăpare, înapoi la Hristos. Uitați ce este scris. Vreau să citesc aceasta împreună cu voi. Acum vreau numai să citesc soluția de această problemă. Cum putem să rezolvăm problemele pe care noi avem? Care este speranța noastră de a scăpa de lucrurile acestea? Te rog, citesc aceasta. Noi citim în cartea Mintea, Caracterul și Personalitate, pagina 233. Când vei găsi timp acasă, vă rog, citiți aceasta lucrurile. Uitați ce este scris. Aha. Aici. Necesitate. Necesitatea unei pocăințe sincere și a unui efort serios. Da? Cei care își degradează propriile trupuri nu se pot bucura de favoarea lui Dumnezeu până când nu se pocăiesc în mod sincer. Stop! Persoana, dacă nu se pocăiască în această problemă, va fi mântuit, da sau nu, spuneți mie, frate. Nu. Atunci, de ce ai pierdut timp la biserică? Și tu vei fi pierdut. De ce ai pierdut timp? Pentru că dacă tu vrei să ajungi în împărăția cerului, se bucură de mântuire, atunci oprește-te. Amin, frații mei? Amin? Oprește-te. Dacă nu vei ajunge acolo, singura calea de scăpare este păcatele trebuie să fie lăsate. Amin, frații mei? Uitați ce este scris. Aha. Cei care își degradează propriile trupuri nu se pot bucura de favoarea lui Dumnezeu până când nu se pocăiesc în mod sincer. Mulțumesc. Și nu fac o reformă totală. Reforma totală, aha. Pentru a fi sfințiți pe deplin în temere de Domnul. Biserica, amin? Există speranța de asta sau nu? Următor pasaj. Citește. Stăpânirea imaginației pentru ca pasiunile și simțămintele să fie aduse în supunere față de rațiune, conștiință și caracter. Ok, stop. De ce tinerii noștri sunt obișnuiți cu lucrul acesta? Una este pentru că nu au altceva de făcut. Când cineva nu are ce să faci, satana găsește ceva pe care poți să dea la persoana aceasta. E bine putem să folosim calculator. E bine putem să folosim internet. Dar satana a băgat, cum spune român, a băgat coada acolo. El știe. Dacă oamenii pot să zabovește în această locurile, nu vor fi mântuiți. Unii dintre părinți spun, lasă! Sunt băieți! Doar asta este creștere. Ei sunt din creștere. Așa se întâmplă lucrurile. Oameni buni, hai să trezim odată. Amin? Pentru că aceasta nu înseamnă creștere. Aceasta înseamnă deja satana a intrat. La anumit timp pune întrebare. De ce copilul meu nu este interesat de lucrurile de biserică? De ce nu este interesat de Biblie? De ce când noi începem să discutăm despre Biblie, el doarme? De ce când noi începem să vorbim despre lucrurile cerească, el nu este interesat? Problema este pentru că ei sunt obișnuiți cu lucrurile acestea. Uitați ce este scris. Care este lucrurile pe care noi putem să facem? Hai să citim. Gândurile trebuie să fie stăpânite. Amin? Alo, frații mei, gândurile trebuie să fie cum, frații mei? Stăpânit. Să nu uitați, frații mei, ce este în mintea este pus în acțiune, nu este așa? Ce vine în mintea este pus în acțiune. Ce este pus în acțiune va deveni obiceiul. Ce va fi obiceiul va deveni caracterul. Caracterul va determina unde tu vei merge. Ei, ori cerul, ori va fi pierdut. Și atunci, prima rezolvare ai problema aceasta este unde, frate mei? Unde? La minte. Dar întrebarea este ce vine în minte? Ascultați-mă! Celor care ascultă muzica de dragoste, când ei ascultă muzica aceasta, Beyoncé,
Ei îi place acest tip de muzică și când ascultă, toată când vorbesc despre lucrurile de intimitate de oameni căsătoriți, ei nu pun la valoare căsătoria. Ascultați-mă, frați mei, oamenii care cântă muzica de lumea aceasta nu pune preț la mântuirea, nu pune preț la familia adevărat. Ei sunt interesați de lucrurile de lumea aceasta și ținta lor este să distruge familie, să distruge relația între copii și oameni buni. Nu știu dacă vei găsi timp, mergeți acasă, căutați un om care este numit Alice Bailey, care a scris cele 10 porunci despre cum pot să distruge familie. Una aceasta este imoralitate, să fii crescut și părinți să pierde control asupra copiilor. Și asta, să ascultați-mă, frate mei, ascultați. Când copii merge la școală, care profesor care are voie să lua noiaua, să bată la copil? Spuneți mie, care? Niciun. Voi care a crescut în timpul de comunism, întrebarea este, profesorul a avut voie să folosească noiaua de asta sau nu? Spuneți mie, care sunt tineri care au fost mai cuminte de atunci sau de acum? Și astăzi, profesori nu au voie să lua noiaua, să pune la copil. Ascultați-mă, frate mei, una. Eu știu, tineri nu va fi bucuros de lucrul acesta. Haideți mai departe. A doilea lucru, părinți cu Uniunea Europeană au voie să pune mâna la copil, da sau nu, spuneți mie? Nu! Dacă pune mâna la copil, atunci următorul lucru este, ei sună protecția copilor. Ok, haideți mai departe. Se pune întrebare, profesori au frică de guvern. Guvernul au frică de Uniunea Europeană. Ok, profesori au frică și de părinți. Să nu cumva părinți se spune că ei au tras noiaua la cineva. M-ați înțeles aceasta? Ok, atunci întrebarea este, cine rămâne liber fără să fie frică de cineva? Cine? Copilul. Copilul este lăsat să face. Dacă sparge fafrie, lăsați, iese copil. Vine să danseze cum el vrea. Bum, 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 bum. Mama să nu spune nimic. Taci. Dacă mama sau tata ridică mâna. Mama Ria, cine a zis așa? Și sună acum, imediat acum, ca să vină protecția copilului. Metoda ce mai bun ca familiile noastre să fie distruse. Întrebarea este, când ei vor crește, cum va fi familia lor? Spuneți mie. Mai rău. Și Satan a pus toate lucrurile în ordine ca să fii sigur că nimeni, dacă se poate, nimeni să nu găsească acces la împărăția cerului. Și de aia astăzi, acum, cine este tata care poate să spună la copil, închide această site-uri, închide, închide. Cine este tata asta care poate să spună la copil, am văzut pe tine la această tip de site-uri, de la azi încolo, eu luat telefon de la tine, de la azi încolo nu vei avea telefon în mână. Lasă-mă în pace, tata. Asta a fost timpul vostru, pentru că mintea voastră nu a fost așa. Acum noi suntem mai iluminați. Și încet, încet, nici nu încet, încet, rapid, mergem jos. Calea de scapare, înapoi la Dumnezeu. Amin, frați mei. Singura calea de scapare este înapoi la Dumnezeu. Tineri, băieți, fetele, stați pe genunchi. Vorbiți cu Dumnezeu. Singura ființă care poate să ne ajute. Dacă nu, suntem pierduți. Uitați, frați mei, hai să terminăm cu aceasta. Uitați, frați mei, vreau ca noi să citim aceasta. Ce este scris aici? Gândurile rele, ce faci? Asta este tot în această minte, caracterul și personalitate, pagina 235. Ce este scris? Aha. Gândurile rele distrug sufletul. Puterile transformatoare ale lui Dumnezeu schimbă inima, purifică și înnobilează gândurile. Amin.
Dacă nu este depus un efort bine determinat. Dacă nu este pus ce, frate, efortul, da? Pentru a păstra gândurile concentrate asupra lui Hristos, harul său nu se mai poate manifesta în viața noastră. Și? Mintea trebuie să se angajeze într-un război spiritual. Hey. Fiecare gând trebuie să fie adus la ascultare de Hristos. Fiecare gând. Aha. Toate obiceiurile trebuie supuse guvernării lui Dumnezeu. Amin, frații mei, amin. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Uitați, frații mei, mi-ar plăcea ca noi să folosim această metodele de scăpare. Care este? Gândurile rele trebuie să fie maturat din minte. Amin? Site-urile, filme pe care oamenii sunt foarte obișnuiți să fac, trebuie să fie aruncat din viața unui om. Nu vei muri. Eu nu uit la filme. Și eu nu am murit. Sunt încă în viață. Amin? Încă puternic sunt. Băieți, asta ascult. M-ați înțeles? Eu nu ascult niciun film. Dar nu am murit. Nu am murit. Sunt în viața și viața mea merge foarte bine. De ce spune lucrurile acestea? Să nu fii. Alți, știi ce? Mai multe ori tineri au frică ca când cineva spune, tu ești înapoiat, atunci ei spune, ca să nu fii înapoiat, mai bine să uite la ce lucrurile pe care ei vede. Mai bine să fii înapoiat care rămâne în viață și care are viața veșnică, decât să fii copil care este cunoscut ca persoana care știe lucrurile de astăzi, știe lucrurile mai secret și după aceea să fii pierdut. Tineri, când veți vedea pe cineva care practică lucrul acesta, spuneți la persoana aceasta, oprește odată. Când vedeți, părinți, când vedeți lucrul acesta, spuneți la copii, oprește-te. Trageți pe copii lângă voi. Rugați-vă împreună cu el. Și nu numai aceasta, Ellen White scrie, da, aceasta, cum se zice, sfatul în cartea Camino Advent, pagina 401, este scris, ai grijă de simțurile voastre, pentru că aceasta sunt caile către suflet. De aia tineri noștri joacă cu telefon la biserică. De ce? Pentru că oricum, viața lor este la telefon. Rugăciunea mea astăzi este fiecare copil lui Dumnezeu se gândește despre acest subiect cu seriositate. Amin, frații mei, amin? Să se roage, să înalță rugăciune cu seriositate. M-am rugat și am zis, Doamne, dacă se poate, vorbesc cel puțin cu cineva. Nu este ușor să vorbesc acest subiect, credeți-mă. Nu este ușor. Dar am zis, mai bine să spune acum decât să tac și după aceea Dumnezeu se pune pe mine la rost. De ce nu ai spus lucrul acesta? Faptul că eu am conexiune cu mai multe tineri și vorbesc la mai multe tineri și când vede problemele acestea, vede că problema aceasta nu este doar problema locală, este problema care este răspândit peste tot. Satana nu are nevoie de viză. În Anglia a ajuns. America este acolo, în Africa. Domnul să ne ajute, frate mei. Ca astăzi să căutăm pe Domnul câte vreme pot să fi găsit. Amin? Dacă poporul meu care sunt chemat de numele meu va smeri, amin, frate mei, va smeri, va cere iertare. Eu va ierte pe ei și ei vor a rugăciunile lor vor fi ascultate de mine și eu va salva țara lor. Mi-ar plăcea astăzi ca Domnul Iisus Hristos să fie găsit în casele noastre. Amin? Soluția Hristos, Hristos, Hristos. Oameni buni, cine a înțeles ceva astăzi? Sincer, cine a înțeles ceva astăzi? Amin? A doua întrebare. Tineri,
Asta este întrebarea care este adresat către tineri. Tineri, cine cred că ce noi am învățat este adevărul? Mâna sus. Cine cred că ce noi am învățat este adevărul? Amin? A treia și ultima întrebare. Cine vrea să spune, Doamne, ajută-mă, eu vreau să scap de toate viciile acestea. Eu vreau să rămân lângă tine până la capăt. Eu sunt una din mijlocul vostru. Domnul să aude rugăciunile noastre. Amin? Hai să genuncăm pentru rugăciune. Tatăl nostru care este în cer, Tu ești Tatăl nostru. Subiect pe care noi am discutat astăzi nu este subiectul ușor. Păcatul pe care noi am spus sunt păcatele care pune un zid de despărțire între noi și Tu. Vrem să cerem, Doamne, ca astăzi Tu să aibă milă de poporul al Tău. Viziteze pe părinți care plânge zi și noapte după copiii lor. Îndură-te de poporul al Tău care a genuncat înaintea Ta acum. Alții încă nu au problemă. Și celălalt au deja problemele care sunt deja manifestate. Vrem să cerem, Doamne, ca și pe una și pe cealaltă Tu să fii scăparea noastră. Vreau să pun înaintea Ta tinerii noștri care sunt deja în această viciu, care cred că la orice moment ei pot să scapă fără să știe că Satan a pus capcana lui la această problemă. Te rog, Doamne, să nu îngaduie pe ei să continuă să intre în mâna lui Satana, pentru că nu vor putea să scapă de el. Ajută pe ei să întoarce înapoi la Tine când încă există vreme de mântuire. Vreau să pun înaintea Ta, Doamne, orice oameni care pot să fie mai matur, dar tot cu același problemă. Pot să fie căsătorit, dar tot cu același problemă. Vrem să cerem, Doamne, ca Tu să ajută pe noi să întoarcem înapoi la Tine. Să ține cuvântul al Tău în inimile noastre, pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea copiii noștri. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ascultă rugăciunea noastră. Rămâne cu noi, vizitezi pe fiecare persoană acasă. În numele Domnului nostru Iisus Hristos Te-am rugat și mulțumim. Amin.
Vom închide serviciul divin cu imnul 473, Salvat aproape. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru că în dimineața aceasta Tu ne-ai cercetat pe fiecare dintre noi și îți mulțumim, Doamne, pentru că în dimineața aceasta Tu ai cercetat pe fiecare tânăr și pe fiecare persoană care s-a aflat în biserica din Nazna. Tatăl nostru, am înțeles că nu e de ajuns să fim aproape salvați, ci trebuie să-ți dăm cu totul inima și ființa noastră. Doamne, știm că doar atunci când Tu vei locui în inima noastră, pe deplin, prin Duhul Tău cel Sfânt, noi putem să fim eliberați de păcat. Te rog, ajută-ne, Doamne, să strigăm către Tine și ajută-ne ca să ne recunoaștem neputința și să cerem, Doamne, ajutor de la Tine, pentru că știm că pe Cel ce Te caută cu toată inima, Tu nu L-ai dat afară, ci Te-ai lăsat descoperit. Te rugăm, Doamne, învață-ne să apelăm la Tine și ajută-ne credinței noastre chiar atunci când este slabă. Rămâi cu noi și condu-ne Tu, că Te-am rugat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin.